Din nou împreună aici la Doza de Sănătate este alături de noi doamna doctor Amelia Milulescu, medic ginecolog. De data aceasta, doamna doctor, vreau să ne explicați dacă dezechilibrele hormonale din organismul nostru pot avea vreo legătură cu cancerele din sfera genitală. Bună seara! Da, pot avea legătură. Nu înseamnă neapărat că dacă avem un dezechilibru hormonal, pe care foarte rar o pacientă își dă seama că am un dezechilibru hormonal, aceste dezechilibre, când un hormon este mai mult preponderent față de celălalt, ca orice alt lucru, nu e bine să fie în exces. Și atunci el poate fi legat, acest dezechilibru hormonal, de o creștere a riscului de a dezvolta un cancer, în principiu un cancer de endometru sau un cancer de sân, care sunt cel mai frecvent legate de dezechilibrele hormonale apărute în corp. Bineînțeles, astea sunt niște lucruri care o pacientă nu poate să le diagnosticheze singură. Trebuie doar să aibă grijă să nu apară aceste dezechilibre din tot ceea ce ține de ea. Adică un stil de viață sănătos, în primul rând. Este singurul mod în care noi ne putem ajuta corpul să funcționeze în parametri optimi. Putem să evităm să ajungem la un dezechilibru hormonal în organismul nostru dacă avem grijă de dietă, dacă facem mișcare, dacă ne odihnim, că în general când vorbim de viață sănătoasă, în primul rând cam la aceste aspecte se referă discuțiile. Da, chiar dacă sună un pic clișeic că trebuie să avem un stil de viață sănătos, chiar nu este. Cu cât avem mai mult grijă de corpul nostru, în principiu când vorbim despre dezechilibrele hormonale la femei, ne referim la o dietă. Cu cât corpul nostru este mai sănătos, cu cât suntem într-o stare fizică mai bună, cu atât el știe să funcționeze în favoarea noastră. În momentul în care îl neglijăm, apar multe alte dezechilibre pe lângă cele hormonale, care pot duce la o serie de afecțiuni nedorite. Există vreunul din, adică sigur există, dar care dintre hormonii din organismul nostru ar fi mai mult vinovat de lucruri rele care s-ar putea să ni se întâmple? Încotro să ne îndreptăm atenția în primul și în primul rând. Toți hormonii sunt importanți, dar cel care poate face rău când este în exces este estrogenul. Un mult estrogen și puțin progesteron care să-l contrabalanceze face mult rău. El, în principiu, este responsabil de cancerele din sfera genitală. Am înțeles. În afară de stilul de viață sănătos, mai putem să facem ceva și probabil tot așa mă gândesc niște controle periodice ca să ne ferim de lucrurile rele care s-ar putea întâmpla. Bineînțeles, corpul trage niște semnale de alarmă, adică pe lângă consultul ginecologic anual, când o femeie descoperă că ceva este neregulă, trebuie să se prezinte la un ginecolog, la medicul de familie, care să o îndrume către o specialitate, dar nu trebuie lăsate și tratate după ureche sau după ce a spus vecina sau orice lucru se întâmplă în disconcordanță cu noi, trebuie verificat la un doctor. Am înțeles. Pentru că toate să fie bine și noi să fim sănătoase și să nu ajungem să facem boli grave. Doamna doctor, decât să tratăm. Exact, sau așa. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații și vă așteptăm și altă dată cu informații care ne sunt de mare folos tuturor. Vă mulțumesc frumos, cu mare drag.